Statuia soldatului necunoscut este una dintre cele mai atractive obiective turistice din Târgu Mureș. Statuia se află în piața Trandafirilor vis-a-vis de Palatul Culturii. Impresionează prin masivitate și a devenit un punct de reper al orașului. Ridicată în semn de respect față de jertfa soldaților români care au luptat pentru eliberarea sau protejarea neamului românesc, statuia este opera cunoscutului sculptor târgumureșan Ijac Martin. De altfel, mesajul de pe socul statuii este glorie eternă soldaților armatei române care și-au jertfit viața pentru eliberarea patriei, fapt ce subliniază caracterul patriotico-militar al monumentului. Statuia lui Avram Iancu a fost o sculptură ecvestră de bronz amplasată în centrul orașului Târgu Mureș în piața Regelui Ferdinand, astăzi piața Trandafirilor, pe locul în care se află în prezent statuia ostașului român. Statuia, opera sculptorului Ion Dimitriu Bârlad, a fost definitivată în cursul anului 1927 și a fost dezvelită în 10 mai 1930. După doar 10 ani din dorința de a salva statuia de urmele ciudării Ardealului, conform dictatului de la Viena, statuia lui Avram Iancu a fost mutată la Câmpeni, în județul Alba, împreună cu statuia ostașului român. Aceeași soartă a avut și Monumentul Latinității, fiind mutat la Turda. Deși după anularea dictatului de la Viena, prin conferința de pace de la Paris din 1946, Transilvania revine în granițele teritoriale ale României, statuile strămutate anterior nu au fost readuse în Târgu Mureș. Astfel, pentru o perioadă de 38 de ani, orașul de pe Mureș a rămas fără un monument care să cinstească memoria lui Avram Iancu. Abia în 1978, printr-o lucrare a sculptorului Florin Codre, o nouă reprezentare ecvestră a lui Avram Iancu, de această dată în piatră, este redată municipiului Târgu Mureș. Statuia a fost amplasată în piața Trandafirilor. Statuia Lupoaicei sau Monumentul Latinității se află în centrul municipiului Târgu Mureș pe strada Primăriei, în apropierea pieței Trandafirilor. Lupa Capitolina este un monument al latinității amplasat în Roma, Italia. Pentru a omagia originea latină a poporului român, în 1921 statul italian a făcut cadou României un set de 4 copii ale celebrei Lupa Capitolina din Roma. Statuia este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Mureș, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Evenimentele din decembrie 1989 și-au lăsat amprenta și la Târgu Mureș. În urma acestor au murit 6 persoane și alte 21 au fost rănite. În memoria lor a fost ridicată în piața Victoriei o troiță, la începutul anilor 90, un obiectiv ce nu trebuie ratat de turiștii care vizitează orașul nostru. Anual, Troița Eroilor Revoluției este gazda unor slujbe religioase și a unor momente solemne, depuneri de coroane în mod special, dedicate memoriei celor care au căzut pentru eliberarea țării de sub jugul comunist. Locul în care este amplasată amintește de luptele de stradă dintre armată și revoluționari. Mureșenii răniți s-au uciși în 21 decembrie 1989, fiind atinși de gloanțe chiar în zona în care a fost ridicat monumentul.
Fiind construită exclusiv din lemn, întroița a suferit odată cu trecerea timpului și a fost înlocuită la sfârșitul anului 2010 cu una nouă, ce respectă în detaliu aspectul celei vechi. Aceasta este compusă din 6 cruci, fiecare fiind un omagiu pentru cei 6 mureșeni uciși în urma Revoluției, iar deasupra lor tronează semnul libertății. Troița este înconjurată cu flori și are două drapele arborate pe ea, cel tricolor cu stema decupată alături de cel al Uniunii Europene.